În seara de 18 februarie, în timp ce se afla pe calea Călărașilor, tânărul, decis să facă rost de bani, a împins o brăileancă în vârstă de 55 de ani, trântind-o la pământ, luându-i apoi poșeta. Abia în urmă cu două zile, polițiștii din cadrul Biroului Investigații Criminale l-au identificat și prins pe tâlharul acuzat de tâlhărie. Pe numele lui a fost întocmit dosar penal, el fiind reținut de polițiști pentru săvârșirea infracțiunii de tâlhărie. Individul originar din satul Baldovinești, comuna Vădeni, a fost dus în centrul de reținere și arestare preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brăila. De ce ești reținut? De ce furt? Furt? Ce ai furat? O poșetă, ce să fur? Ieri acesta a fost prezentat instanței de judecată cu propunere de arestare preventivă. Față de acesta s-a luat măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.